Diego! Vă așteptăm! Bine v-am găsit, la mulți ani tuturor! Vă mulțumesc pentru aplauzele dumneavoastră, dragi prieteni. O să încep micro-recitalul meu cu un cântec care o să ne poarte peste tot în țară, și în Moldova noastră, și în Dobrogea, și în Banat sau în Transilvania, locul în care m-am născut acum 38 de ani. Vreau să vă mulțumesc că în această seară sunteți alături de noi și ați venit să petrecem împreună, ca să zic așa. Sunt foarte multe surprize pe care vi le-a pregătit domnul primar, așa că să trăiască toți prietenii din Cimișlia. La mulți ani tuturor! Hey!
ai mai, cei din neamul românesc mai mai. Mulțumesc! Dragi prieteni, am venit pentru dumneavoastră cu mare bucurie. Dacă vă aduceți aminte, acum vreo 3 ani am mai cântat la dumneavoastră tot aici, în această piață, și ne-am simțit extraordinar. Mă bucur că sunt la aniversarea dumneavoastră. Dumneavoastră se cheamă Hram, la noi se zice Ziua Orașului. Dar am venit în această după-amiază pentru că știu că aici am învățat și în zona aceasta a copilărit unul dintre marii poeți pe care i-a dăruit neamul nostru românesc. Aș vrea să-l aplaudați pe maestrul Nicolae Dabija, care este prezent. Și aș vrea, din suflet, Nicolae, să vii lângă mine. Un poet pe care eu îl îndrăgesc și îl iubesc și îl apreciez atât de mult. Nicolae Dabija, astăzi, aici, pe această scenă, te sărut, lansează, poate, cel mai frumos album de artă înnobilat cu poemele dumnealui. Eu aș spune, cum ar fi spus acum poetul Grigore Vieru, Taina care ne apără, un album care se intitulează Tăceri tălmăcite în cuvinte. Este un album care va fi prezentat săptămâna viitoare la Târgul Internațional de Carte de la Chișinău. Și eu mă bucur pentru că pot să țin în mână poezia acestui mare poet al neamului nostru românesc. Îl felicit pentru realizarea lui și pe Asociația Culturală Regal d'Art și mă bucur că în această după-amiază sunt aici alături de dumneavoastră și alături de Nicolae Dabija. Dragi prieteni, dragi cimișlieni, să ne bucurăm că astăzi, de Ziua Orașului, la Cimișlia, este prezent lângă noi, cu noi, cel mai mare artist al românilor de pretutindeni, Fuego! Este cel mai cunoscut în Republica noastră și vreau să vă spun ce spunea Grigore Vieru despre Fuego. Grigore Vieru are 2 băieți și îmi spunea: al treilea meu fecior, al treilea fecior al meu este Fuego. Fuego a popularizat creația lui Vieru. Cântecele pe versuri de Grigore Vieru sunt cântate peste tot unde se vorbește limba noastră românească. Nicolae Timofte, în semn de recunoștință, i-a acordat titlul de artist al poporului din Republica Moldova. Este cu adevărat al poporului, este al nostru. Îi povesteam lui Fuego despre Nicolae Sulac, un alt artist al poporului. Atunci când i s-a dat un titlu, Nicolae Sulac i s-a dat titlul de artist emerit. Și s-a dus la ministru Darienco foarte supărat și spune lui Darienco: de ce mi-ați dat artist emerit? De el spunea: păi da, ce ați vrut? Artist al poporului. De el spunea: păi ai 4 clase și tu vrei artist al poporului? La care Nicolae Sulac a întrebat: dar poporul câte clase are? Deci acum poporul nostru are mai multe clase și se bucură de faptul că printre interpreții noștri l-a recuperat pe marele Fuego, care este mai al nostru decât al celor de dincolo de Prude, și văd că sunteți foarte iubiți și acolo. Este prezent pretutindeni, unde se cântă românește. Au venit dimineața niște prieteni de ai noștri de la Chișinău, special să-l vadă pe Fuego, și m-au rugat să-i transmit un cadou. Deci, din Egipt au adus câteva papirusuri care reprezintă tot un fel cântecele începutului omenirii. Iată 2 papirusuri, Fuego. Mulțumesc! Prieteni de-ai tăi care te admiră. Mulțumesc din tot sufletul. Să ți le transmit. Mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc țării pentru această carte, într-adevăr, unică. Este o carte cu metaloplastie, deci coperta, după aceea tablouri în interior, plicuri cu literatura și arta, uitați-vă, CD cu vocea mea, cu poezii. Deci este o carte unică și această carte mi-a făcut-o o editură Regal d'Art din Botoșani, în frunte cu Lili Bobu, o femeie excepțională, un suflet extraordinar. Să aplaudăm pentru Lili Bobu, care este prezentă. Unii Lili,
este undeva pe aici. Deci recunoștința noastră am lăsat pentru Muzeul Cimișlii un exemplar de carte și domnul primar o să-l transmit. Aș vrea să... Ce-i mai frumos decât în această zi, la ziua orașului, să lansăm această carte care e emblemă pentru noi români și deja am și dus-o în câteva biblioteci din țară unde românii de peste Prut pot să o citească, să se informeze și să afle mai multe lucruri despre poetul Nicolae Dabija. Da. Eu vă mulțumesc frumos și să lăsăm pe Fuego să vă cânte în continuare, să ne faceți ziua frumoasă. Vreau să stați un pic lângă mine, maestre, pentru că vă spun așa. Sărut vatra șalii nume, care veșnic ne adună, vatra ce-a născut pe lume, limba noastră cea română. În această zi specială am să interpretez un cântec dedicat dumneavoastră, domnului primar și tuturor celor prezenți astăzi aici, un cântec pe versurile poetului Grigore Vieru, el sună așa. Strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și-ai năvărit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun, pe mine m-au mințit la școală, că-mi ești dușman, nu frate bun. Limba sarabia vă scriu, dulci frații dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e doar de voi și vă sărut. Limba sarabia vă scriu, scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e blaga, un bine graiul cel sluțit. Citesc azi pe arghezii blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Nesfârșită mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate-am spus. Din Basarabia vă scriu, dulci frasle dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Din Basarabia vă scriu, dulci fraste dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate-mi ești odată, scăpai o lacrimă-mi privit. Ce-a fost pe loc și arestată și dus-n ochnă la Sibir. Acum friguroasa zare din drogul mut al lacrimei, ochna și scot și astăzi sare și nu mai dau de-atâncul ei. Basarabia vă scriu, dulci frasle dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Din Basarabia vă scriu, dulci frasle dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi.
Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc, dragi prieteni. Aplauze pentru Nicolae Dabija și pentru domnul primar care ne-a invitat cu atâta drag. Oriunde ne-am aflat, ducem mai departe cântecul nostru românesc, cântecul nostru adevărat în graiul dulce, pentru că, iată, dumneavoastră v-ați adunat în această după-amiază aici să uitați de griji, de probleme, de greutățile zilnice. Vă mai cânt două piese, dar vreau să vă simțiți bine și aș vrea să văd cine începe aici o horă aici în față. Uite, doamna aceea blondă superbă cu cealaltă doamnă. Dacă dumneavoastră începeți hora, înseamnă că petrecerea va fi pe cinste, doamnelor. Trebuie doar să aveți curajul să veniți la dans, pentru că eu m-aș deplasa lângă dumneavoastră, dar am microfon cu cablu, deci nu pot să ajung chiar până acolo. Așa că vă invit la o horă mare, pentru că ca românul, ca românul, nu e pe lume niciunul. Ia să vedem noi. Ce vă uitați? Ora e prea mică, trebuie mai mare. Poftiți la dans! Oriunde ar fi prin lume, românul român rămâne. Și dacă ajunge bogat, îi știe de unde a plecat. Prin lume, românul român rămâne. Și dacă ajunge bogat, îi știe de unde a plecat. Și ca român, ca românul, nu e pe lume niciunul. Suflet cu inima mare, cum vezi la oricare. Ca român, ca românul, nu e pe lume niciunul. Suflet cu inima mare. Casa și vatra și cu inima voioasă, dar se doarce cu drag acasă. Oriunde l-ar duce soarta, nu-și uită casa și vatra și cu inima voioasă, dar se doarce cu drag acasă. Ca românul, ca românul, nu ia pe lume niciunul. Suflet cu inima mare, cum nu era Oh, oh, oh.
trecem împreună. Astăzi vreau să cânt pentru prieteni, vreau să cânt pentru surori și frați. Supărarea dintre noi să plece, eu vă rog cu mine să cântați. Ora noastră, ore românească, o cântăm și o dansăm mereu. Veșnicia ei să ne unească și să ne aibă-n bază Dumnezeu. Veșnicia ei să ne unească și să ne aibă-n bază Dumnezeu. Hai la mulți ani și să uităm amarul și până la ziua să ne meselim. Pentru prieteni azi ridic paharul, mai sus paharul, hai noroc și să trăim. Pentru mulți ani cu mare bucurie, la fel de tine noi să fim mereu. La fel ca azi și mâine să ne fie și să ne aibă în pază Dumnezeu. Să nu ne despartă de părinți, copii, surori și frați. Să pășim mereu pe calea dreaptă cu prietenii adevărați. Ora noastră, ora românească, o cântăm și o dansăm mereu. Veșnicia ei să ne unească și să ne aibă-n pază Dumnezeu. Veșnicia ei să ne unească și să ne aibă-n bază Dumnezeu. Hai la mulți ani și să uităm amarul și până la ziua să ne veselim. Pentru prieteni azi ridic paharul, mai sus paharul, hai noroc și să trăim. Pentru mulți ani cu mare bucurie, la fel de tine noi să fim mereu. La fel ca azi și mâine să ne fie și să ne aibă-n bază Dumnezeu. Hai la mulți ani și să uităm amarul și până la ziua să ne meselim. Pentru prieteni azi ridic paharul, mai sus paharul, hai noroc și să trăim. Pentru mulți ani cu mare bucurie, la fel de tine noi să fim mereu. La fel ca azi și mâine să ne fie și să ne aibă în pază Dumnezeu. Astăzi este ziua mea și ziua orașului, localității Cimișlia. Hai, 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 hai! La cântați cu mine, bravo! Bravo! Astăzi este ziua mea, an de a fost așa. Toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți am adunat într-un sac i-am aruncat și pe aparul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece ca și omul trecător. Hai cu mine și unde trece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi lăutare să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ei!
cerea mea. Mâine-i ziua altuia, viața trece, nici nu știi. Fai pe voie inimii, cântă viața s-o trăiești. Doar așa-ntinerești, cântă toarnă-ți în pahar. Să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine, șoptă trece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi la utare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. La mulți ani! La 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 la. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine, șoptă trece, toată noaptea până-n zori. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine, șoptă trece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Vă mulțumesc și vă iubesc! La revedere! Sunt Fuego, probabil m-ați recunoscut. Vă doresc, dragi prieteni din Cimișlia, să fiți sănătoși, să vă bucurați de cei dragi și mă bucur pentru că astăzi, la Hramul Orașului, am fost părtași și eu cu bucurie alături de marele poet al neamului nostru, Nicolae Dabija, care a lansat una dintre cele mai frumoase cărți ale dumnealui, albumul de artă dedicat în primul rând românilor de pretutindeni, Tăceri tălmăcite în cuvinte. Vreau din tot sufletul să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Piața aceasta a fost plină, oamenii s-au simțit extraordinar. Sper să revin cu drag în localitatea dumneavoastră, pentru că se știe că basarabenii sunt oameni generoși, primitori, buni la suflet. De fiecare dată am fost primit cu dragoste, cu căldură, cu iubire aici. Asta mă bucură și mă onorează. Vă spun în final așa, sărut vatra șalii nume, care veșnic ne adună, vatra ce-a născut pe lume, limba noastră cea română. Iubiți-vă, pentru că e important să fim buni români, buni moldoveni și să trăim frumos în această țară binecuvântată de Dumnezeu și de Ștefan cel Mare. Vă iubesc! Orașul Cimișlie, vă dorim mult sănătatea și la mulți ani! А ще краще, тайни знати, чи тепер покидати. Лучше було не ходити, лучше було не любити. А ще краще, тайни знати, чи тепер покидати. Заняє, з усіма не прощає.
прощає. Лучше було не ходити, лучше було не любити. А ще краще та й не знати, що тепер покидати. Лучше було не ходити, лучше було не любити. А ще краще та й не знати, що тепер покидати. Лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер покидати. Лучше було не ходити, лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер покидати. Нашу мигай, кого любиш забувай, ухака, кого любиш забувай. Лучше було не ходити, лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер покидати. Лучше було не ходити, лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер покидати. Brava tanțevali! Îl invit alături de mine pe domnul primar Gheorghe Răileanu pentru că avem de decernat niște diplome pentru cel mai bun gospodar al anului 2014 din orașul Cimișlia. Se decernează diplomă. Trebuie să spun ceva. De data aceasta am selectat gospodari din diferite măhăli, din diferite zone orașului Cimișlia, alții decât cei care au primit diplome anii trecuți, ca să încurajăm toată lumea să-și facă gospodari. Să-și facă ordine în curte, pe împrejurul casei, gard, pereți, geamuri, să fie la toți frumos. Așa că invităm acuși în scenă pe cei care au fost norocoși de a fi desenați câștigători acestui concurs. Diplomă de gradul 1 se decernează domnului Leonid Popușoi, care locuiește pe strada Mateievici 43. Însemn de înaltă apreciere pentru cel mai bun gospodar al anului 2014 din orașul Cimișlia. Îl rugăm să vii aici alături de noi pentru a lua premiul. Aplauze! Următoarea diplomă de gradul 2 se decernează domnului Salih Constantin, care locuiește pe strada Mihai Viteazul 69, în semn de înaltă apreciere pentru cel mai bun gospodar al anului 2014 din orașul Cimișlia. Premiul Bănesc nu știm cât este aici, cred că o să-mi spună dumneavoastră. Mai târziu. Bine, este domnul Sere, da? Și cea de-a treia diplomă, diplomă de gradul 3, se decernează domnului Buțanu Chiril,
care locuiește pe strada Ion Soltiș, numărul 3A, în semn de înaltă apreciere pentru cel mai bun gospodar al anului 2014 din orașul Cimișlia. Continuare, oferim cuvântul și programul artistic oferit de domnii de la Bogdanovka. Мы дарим вам ещё украинскую песню и веселее, ребята, с праздником всех. Вышли казаки полные на повал, стали казаки дитям шаркувать. Дівчина мила, чорна брова, зріч мене люба з розуму взяла. Дівчина мила, чорна брова, зріч мене люба з розуму взяла. Дівчина мовить, випила брову, ви мої казаки, сильні в бою. Тільки одного я козака люблю, за його народу серце віддаю. Тільки одного я козака люблю, за його народу серце віддаю. Робити хлопця молодця, смута і образа їм не до лиця. Дівчина мила, чорна брова, зріч мене люба з розуму звела. Дівчина мила, чорна брова, зріч мене люба з розуму звела. Коню, що мені роби, без твої дівчини я не можу жити, підскажи мені коню, що мені роби, без твої дівчини я не можу жити. Вийшли козаки, коні на побар, стали козаки з дівками жаркувати. Дівчина мила, чорна брова, зріч мене люба з розуму звела. Дівчина мила, чорна брова, зріч мене люба з розуму звела. Браво, браво, ну... Мы всех приглашаем на танец, еще одну украинскую. Танцуют все. Thank you.
si хочу. Всю красу твою і мочу, зберегти у серці хочу. Ofer cuvântul domnului Ovidiu Moldovanu, reprezentantul primăriei a primarului Emil Boc din Cluj-Napoca. Vă rog, domnul Ovidiu, cu mare respect față de orașul dumneavoastră, care este un oraș civilizat, un oraș foarte frumos, despre care câteva cuvinte cred că ne spuneți, despre ce perspectivă are orașul în cel mai apropiat viitor. Bună seara! Vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitația adresată de a fi alături de dumneavoastră la hramul orașului Cimișlia. La dumneavoastră se numește hram, la noi este sărbătoarea zilele orașului municipiului Cluj-Napoca, la care orașul Cimișlia a fost prezent deja de două ori și îl așteptăm și anul viitor. Pentru că noi, la municipiul Cluj-Napoca, avem o mișcare artistică, culturală foarte, foarte activă. O lăsăm pe cea economică mai puțin mai târziu, prin care municipalitatea clujană, ajutată de cei care se implică în acțiunile liber profesioniste artistice, ONG-urile din municipiul Cluj-Napoca, au obținut în anul 2013, la sfârșitul anului 2012, titlul de Cluj Capitală a Tineretului. În anul 2015, drept urmare, anul viitor, în municipiul Cluj-Napoca o să aibă loc câteva mii de acțiuni cultural-artistice la care sperăm că și orașul dumneavoastră va fi prezent. Iar noi, ca și municipalitate, intenționăm ca să mergem chiar mai departe. În anul 2016 urmărim foarte atent și ne vom depune candidatura pentru Cluj Capitală Culturală Europeană 2021. Cluj-Napoca, un oraș mai mare, aproximativ 400.000 de locuitori, 440.000, încearcă în fiecare an să-și diversifice ceea ce înseamnă activitățile pentru publicul larg și nu numai, dar în paralel ducem o luptă asiduă pentru a ne moderniza, pentru că, să știți, și la dumneavoastră am observat tendința de modernizare și ne bucurăm pentru acest aspect. Eu sunt la al treilea an în care am venit la dumneavoastră și văd progresele care se înregistrează de la an la an și vă felicit pentru acest aspect. Și noi la Cluj-Napoca încercăm ca în fiecare an să introducem noi metode prin care viața în municipiul Cluj-Napoca să devină mult mai atractivă, deoarece suntem
o zonă metropolitană de aproximativ 1,5 milion de locuitori. Pentru că pe lângă Cluj-Napoca avem câteva localități care au intrat în zona metropolitană și care vin în fiecare zi în municipiul nostru. Drept urmare, la noi, transportul în comun este pe primul loc pentru a-l moderniza. Avem un sistem de ticketing în derulare, avem un bike sharing, pe un sistem prin care încercăm ca să stimulăm populația de a face mișcare. Avem un proiect numit Duc City, prin care tot ceea ce înseamnă cabluri model 1960-1970 prin aer să fie introduse în subteran. Dorim și noi modernizarea, dorim și noi ca să ajungem în mileniul 4 azi, mâine, peste 1000 de ani, sperăm să ajungem cu toți acolo, nu știți când vom reuși, dar mă rog. Dorim ca să vă aducem cunoștințele către dumneavoastră, pentru că noi ne modernizăm și încercăm să vă aducem și către dumneavoastră acea știință numită know-how, pe care un mare analist politic acum 20 de ani ne spunea știința de a face, know-how, și nimeni nu l-a înțeles, l-am înțeles după 20 de ani. Sperăm ca dumneavoastră să nu vă fie nevoie 20 de ani să înțelegeți aceste lucruri. Sperăm ca să accesați fonduri europene de preaderare și în curând de aderare către Uniunea Europeană, pentru că noi, România și nu numai, încercăm ca să vă aducem în marea familie europeană, pentru că am văzut că dumneavoastră ați aderat la valorile europene prin care doriți să pășiți cu dreptul în lumea, în lumea europeană. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Am spus câteva cuvinte despre municipiul Cluj-Napoca. Vă lansez invitația de a-l vizita și de a fi parte a anului 2015 Cluj Capitală Europeană de Tineret. Vă mulțumesc și vă doresc sărbătoare fericită și la multe, multe, multe altele înainte. Vă mulțumesc! Шановні друзі, дорогі друзі, поскольку у нас ще є 2-3 хвилини, тому що ми чекаємо ще гостей з Кишинева, вони от-от уже где-то під'їжджають, ми споємо вам ще одну пісню, приглашаємо всіх на танець. Сьогодні наш праздник. Поїхали. Звездочка пропала, ты меня околдовала, это драма. Когда меня ты провожала на прощание, я не выпил, ну ни грамма. Да-да-да-да. Нашу лодочку качала, на закате у причала, ты молчала. То берег левый, берег правый, я подумал, ну и чё ты подкачала. Ты хулиганка, ты девчонка, лебедь белая, мои губки словно вишенки две спелые. И за меня ты без раздумья сразу замуж пойдешь. Знаю, 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 ты любишь и ждешь. Ты хулиганка, ты девчонка, лебедь белая, мои губки словно вишенки две спелые. И за меня ты без раздумья сразу замуж пойдешь. Знаю, 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 ты любишь и ждешь. По звездочкам упала, ты меня околдовала, это драма. И я не влево, и не вправо, что случилось, блин, со мной? О, мама, мама. А когда лодочку качала, на закате у причала, ты сказала: ну что такое, шуры-муры, ой-ой-ой, давай начнем все сначала. Хулиганка, ты девчонка, лебедь белая, а твои губки словно вишенки две спелые. И за меня ты без раздумья сразу замуж пойдешь. Знаю, 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 любишь и ждешь. Хулиганка, ты девчонка, лебедь белая, а твои губки словно вишенки две спелые. И за меня ты без раздумья сразу замуж пойдешь. Знаю, 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 любишь и ждешь.
До новых встреч! Спасибо! Спасибо за внимание! Am venit cu mult, mult drag aici la dumneavoastră, la Cimeșlia. De fiecare dată când sunt invitat, accept din prima, deci uneori chiar necondiționat, pentru că îmi place foarte mult să cânt la Cimeșlia. Aici lumea este foarte, foarte, foarte dornică de muzica noastră populară, dornică de tot ce e frumos. Aici se dansează frumos, aici se cântă frumos și lumea toată când se adună de sărbători știe să petreacă, știe să mâncească, dar știe și să petreacă frumos. Cu ocazia sărbătorii, eu vreau să le felicit întâi și întâi pe toate doamne domnișoarele, pe toate domnițele, cele care poartă frumos în nume de Maria, să le felicit și să le doresc multă, multă sănătate, să dea Domnul să ne întâlnim cât mai des. Așa, felicitările mele și urările mele pentru toți, toți locuitorii orașului Cimeșlia. Vă iubesc și azi o să vă cânt și niște cântici noi care încă pe aici n-au mai răsunat încă. Deci fiți atenți, oameni buni. Sănătate multă, să auzăm de bine eu de voi și voi de mine. Trăiască Cimeșlia!